Bună ziua, ne aflăm astăzi la Spitalul Județean de Urgență Bacău din nou. Ce puteți vedea în spatele nostru este începutul unui nou șantier. În urmă cu două zile a fost dat ordinul de începere pentru construcția celui de-al doilea buncăr la radioterapie. Radioterapia începută, reîncepută la unitatea noastră în 2017 și a arătat cu adevărat valoarea, producând sau tratând un număr foarte mare de bolnavi, care acum umplu o listă de așteptare. Practic, nevoia unui nou accelerator de particule este imediat de făcut. Astăzi încep lucrările la cel de-al doilea buncăr. Pacienții, una, că vor beneficia de continuitatea serviciilor, doi, vom asigura și backup pentru primul accelerator pus în funcțiune în urmă cu 2 ani. Investiția va avea un termen de un an de zile și acceleratorul, sigur, este de ultimă generație, produs de o companie americană. Mulțumesc! Bună ziua! Am să spun și eu câteva cuvinte. Sigur, extinderea secției de radioterapie prin construirea unui nou bunker și dotarea lui cu acceleratorul de particule vine în... a fost gândit pentru a ușura starea pacienților oncologici. Așa cum spunea domnul manager, din păcate numărul celor care sunt din zona oncologică sau sunt depistați fiind oncologici este într-un număr în creștere, peste 8.000 în evidențele medicale. Noi, Consiliul Județean, echipa de specialiști de la spital și managementul spitalului și consultanța, am făcut tot ceea ce a fost nevoie, toate demersurile necesare legale, am alocat sumele necesare, astfel încât, iată, astăzi s-a dat ordinul de începere aici. Ceea ce este important și bine menționat aici este faptul că cei care urmează tratamentul, timpii de așteptare vor fi din ce în ce mai mici, încât nu vor fi nevoiți să plece să trateze și la alte spitale, ci vor putea să-și continue tratamentul aici. Aș vrea să menționez că perioada cât se va face această execuție acestei investiții nu va fi afectată activitatea secției de radioterapie. De asemenea, vreau să mai menționez că în ultimii ani la Spitalul Județean de Urgență au fost investiți peste 160 de milioane de lei, atât din sursa bugetului propriu, de sursa de finanțare prin bugetul propriu, finanțări atrase guvernamentale prin Compania Națională de Investiții, așa cum este secția de radioterapie și palatul vechi administrativ care este acum în execuție, cu finanțare din guvernarea social-democrată, cât și din fonduri europene, așa cum este unitatea de primiri urgențe, cât și extinderea unității de primiri urgențe și heliport. Așa. Menționez doar câteva din cele peste 20 de proiecte care s-au implementat aici și sunt o parte spre final de execuție. Toate acestea pentru a îmbunătăți actul medical și serviciile medicale oferite cetățenilor acestui județ. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul președinte, bună ziua tuturor. Eu am să jalonez câteva din reperele care vizează strict acest obiectiv și Spitalul Județean de Urgență. Momentul similar când am început Bunkerul 1 era decembrie 2015, ningea afară și tot așa era un buldo și erau foarte multe zâmbete malițioase că se apropie campania și că nu se va face niciodată această secție. Chiar dacă în Consiliul Județean Bacău atunci, mi-amintesc foarte bine, consilierii județeni liberali au votat împotriva transferului fostei secții de Cobalto către CNI ca să facem această investiție din banii guvernului. Ulterior,
și în timpul campaniei electorale din mai 2016 și în mai 2017, când a fost dat în funcțiune, toată lumea a văzut că ceea ce am săpat în decembrie 2015 s-a confirmat, s-a finalizat și ne-am ținut încă o dată de cuvânt. Despre extinderea, venind pe drum spre acest moment important din viața fiecăruia dintre noi, atâta timp cât suntem decidenți politici, am fost tentat să spun că este practic ultimul obiectiv din cei 4 ani 2016-2020, dar mi-am amintit că totuși acest obiectiv nu l-am avut pe lista promisiunilor în 2016, de care ne-am ținut de cuvânt în fiecare zi. Acest obiectiv, necesitatea acestui obiectiv a apărut după punerea în funcțiune a secției în iunie 2017. Și am tot vorbit de el și de-a lungul anului 2018 și în anul 2019. Vă amintiți, în februarie 2020, în acest an, s-a semnat contractul de execuție după procedura de achiziție. Precizez că acceleratorul de particule, procedura de achiziție pe acceleratorul de particule s-a finalizat în toamna anului trecut. Era domnul Ivancea prefect, de aceea țin minte ușor acest moment. Deci am parcurs toate etapele procedurale ca să autorizația de construcție s-a eliberat săptămâna trecută, ordinul de începere a fost dat și sigur că iarăși vor fi voci care vor spune că, domnule, vine campania electorală, nu-i așa? Mâine începe campania. Păi, și am mai spus-o și la Onești, la când s-a dat drumul la podul la Onești și la multe alte obiective. Ce facem? Stăm o lună în care se poate construi, în care se poate lucra, să treacă această campanie sau îi dăm drumul la lucrări? Și ne asumăm această poziție tranșantă de a ignora zgomotele răutăcioase și răuvoitoare de genul celor care au fost într-o conferință de presă ținută acum două zile de niște fruntași liberali. Dar diferența între noi și acei fruntași care vorbesc de Spitalul Județean de Urgență, că nu știu ce s-a întâmplat aici, trebuie să știe foarte bine că este una uriașă și băcăuanii o să o afle de-a lungul acestei campanii. Practic ceea ce n-am spus în 3 ani și 11 luni, o să spunem în timpul campaniei, că despre asta este vorba în campanie. Nimeni din cei care sunt astăzi aliniați în fața noastră aici, în fața băcăuanilor, nu are afaceri și interese în sănătate. Nu are firme care sunt branșate la bugetul sănătății și asta poate fi verificat oriunde, fie de organele de anchetă, fie de la Registrul Comerțului. De cealaltă parte, cei care duc grija Spitalului Județean de Urgență, dar n-au făcut nimic pentru Spitalul Județean de Urgență, în speță deputatul Paler, care a votat bugetul Ministerului Sănătății, unde clinica soției dânsului, de unde clinica soției dânsului este alimentată prin bugetul Casei de Sănătate, domnul Paler spune că nu știu ce se întâmplă pe aici, pe la Spitalul Județean de Urgență. Despre ce se întâmplă bine, vedeți și dumneavoastră și mă bucur că spitalul este un șantier. Dacă se întâmplă ceva în neregulă sau ilegal, asta trebuie să o constate organele statului și foarte bine că se face acest lucru. Dar nu vii acum în prag de campanie și descoperi tu ceea ce n-ai avut timp 3 ani și ceva să descoperi. Spune-le băcăuanilor că ai clinică în centrul orașului care a încasat de când a venit PNL-ul la guvernare, mai mult decât a încasat în anii 2019 sau 2018. Ăsta este adevărul despre domnul Paler, care, culmea, vedeți ironia sorții, pe de o parte noi dăm drumul la investiții care alină suferința, pentru că asta este secția de radioterapie în esență, alină suferința și se bate cu maladia secolului, cancerul, iar domnul Paler, proprietar de clinică în centrul orașului, habar n-are că centrul de transfuzii este în subordinea ministerului și împroașcă cu venin, cu răutate, vă amintiți în aprilie, când vezi, doamne, a vrut el să doneze sânge, dar a fost împiedicat iarăși de niște persoane de la PSD. Minciuni sfruntate pe care presa le-a preluat atunci, sper să le mai și filtreze din când în când, dar totuși să ai afaceri în sănătate în centrul municipiului Bacău, să te plângi că ești blocat să donezi sânge, să te plângi de fel de fel de alte lucruri la care contribui din plin, în speță deputatul Paler, 16 ani, n-a făcut nimic pentru municipiul Bacău, nimic pentru sănătatea județului Bacău și totuși ne ține lecții nouă și celorlalți despre cum ar trebui să meargă lucrurile la Spitalul Județean. Ne amintește că etajul 4 și 5 de la Spitalul Municipal, vezi, doamne, el și cu Miroșeanu nu știu ce au făcut. Îi găsesc totuși scuze la această afirmație, pentru că, într-adevăr, pe 13 martie, când
foarte mulți din cei prezenți aici au lansat acea idee de a se operaționaliza etajele 4 și 5 în lupta cu COVID-ul. Într-adevăr, dânsul era în carantină, pentru că un irresponsabil senator PNL de Constanța a băgat tot PNL-ul în carantină și a trebuit PSD-ul să voteze guvernul. Orban, care am văzut cât a performat. Deci, mai ușor cu lecțiile de morală din partea domnului Paller, repet, om de afaceri, om cu afaceri în sănătate, branșat la banul public, spre deosebire de toți ceilalți care sunt astăzi aici. Noi suntem niște oameni care am ocupat și ocupăm niște funcții în urma unor alegeri, am fost încredințați cu vot din partea cetățenilor și am înțeles timp de 4 ani să spunem acest lucru cetățenilor, ca la momentul campaniei electorale să spunem mai mult ce vrem să facem pentru următorii 4 ani, nu ce am făcut în ultimii 4 ani. Ce am făcut în acești 4 ani, știți cu toții, ne-am achitat de toate promisiunile din 2016 în județul Bacău și parțial și municipiul Bacău. La Spitalul Județean, în continuare, ritmul lucrărilor este unul susținut, avem sursă independentă de apă, se lucrează la corpul vechi, se lucrează frenetic la pediatrie, managerul spitalului are o problemă cu eliberarea frontului de lucru pentru cei doi constructori de la cele două locații. La heliport, ați văzut, este disconfort mare, dar se lucrează pentru extinderea UPU și heliport. Este incontestabil, sunt incontestabile investițiile care s-au realizat în parteneriat cu guvernul, pe fonduri europene, toți muncind în echipă pentru a face din Spitalul Județean de Urgență Bacău ceea ce își doresc toți băcăuanii. E adevărat, n-am finanțat fântâni multicolore cântătoare sau cum doriți, ca la Suceava, dar nici n-am fost focar de infecție pentru Moldova sau pentru județul Bacău sau pentru alte județe din jurul Bacăului. Spitalul Județean de Urgență Bacău, se află și Paller și Viziteu, a fost în prima linie în bătălia cu COVID, deși în niciun județ din România nu s-a întâmplat acest lucru. Pentru că spitalele județene de urgență erau în strategia Ministerului prevăzute a fi ultima linie în lupta cu COVID-ul. La Bacău s-a întâmplat invers, pentru că au fost interese pe zona Măinești și Comănești și presiuni politice. La Bacău, Spitalul Județean de Urgență Bacău a fost în prima linie în lupta cu COVID-ul și a făcut-o cum a putut mai bine. Nu un om, ci toți salariații de aici, de la paznic până la manager. Manager care, îmi amintesc că la finalul lunii februarie, totuși a trimis o hârtie către Ministerul Sănătății prin care solicita centralizarea achizițiilor pe materiale sanitare, pentru că prețurile o luau razna, iar furnizorii nu se țineau de cuvânt. Sunt lucruri incontestabile care pot fi probate, pot fi verificate de presă și care până la urmă ne asigură și confortul și tăria de a vorbi răspicat despre aceste adevăruri pe care mulți evită să le spună. Mulțumesc și aștept întrebări din partea dumneavoastră. Îi dau cuvântul domnului deputat Șova, pentru că și el are o importanță, deși dânsul este poate mai consacrat pe zona de infrastructură, în dezvoltarea Spitalului Județean de Urgență în ultimii 10 ani a avut o contribuție esențială. Guvernul PSD în 2019 a prins ca finanțare al doilea aparat de radioterapie pentru Spitalul Județean Bacău. Guvernarea PNL a scos această finanțare din bugetul de stat și în 2019 prin rectificarea bugetară și în 2020. În ciuda demersurilor pe care le-am făcut și la nivel parlamentar și la nivel local, solicitând de câteva ori ca Ministerul Sănătății să acorde finanțare pentru cumpărarea celui de-al doilea aparat de radioterapie, nu am primit niciun răspuns nici astăzi. Orban și Tătaru, să vă fie rușine pentru că nu ați găsit bani să finanțați un obiectiv unicul în România în ceea ce privește tratarea bolnavilor de cancer. Ionel Paller, să-ți fie rușine, la obraz să-ți fie rușine, pentru că nu-ți poți lua gândul de la Clinica Luxor pentru a te gândi măcar o clipă că este un obiectiv care este destinat bolnavilor pentru a-i trata de o boală, cea mai gravă maladie. Ionel Paller, să-ți fie rușine că nu-ți poți lua gândul de la Clinica Luxor pentru a bloca centura Bacăului, așteptată de mii de șoferi din Bacău și din cei care tranzitează Bacăul. PNL și guvernul Orban, care mai ai 3 zile de mandat, să vă fie rușine pentru că vă bateți joc de Bacău și de cetățenii Bacăului. Consiliul Județean Bacău, condus de PSD, a alocat finanțare pentru a cumpăra și cel de-al doilea aparat de radioterapie și pentru a construi și bunkerul. Doar în mandatul PSD am reușit să schimbăm fața acestui spital.
să mai fie rușine cuiva care și-a pus vârf de lance la conducerea, propus la conducerea Consiliului Județean, un doctor în mandatul căruia este de notorietate, era 50 de lei paharul de apă la maternitate. Fostul director al Spitalului Județean, fostul director medical, a cauționat aceste lucruri. Nu accept ca un astfel de om să fie pe primul loc la candidați din partea Pro-România. Trebuie să știe toți băcăoanii că în mandatul doamnei Țaga, 50 de lei costa paharul de apă la maternitate. Văd că nu spune nimeni totuși că acest accelerator de particule are licitația încheiată și va fi plătit dintr-un credit pe care l-a accesat Consiliul Județean. O să spună unii de ce credit. Pentru că bugetul Consiliului Județean în acest an a avut o presiune pe investiții, peste 65% alocare pe investiții, plus lupta cu COVID-ul, o presiune fără precedent. Și evident, când am văzut că apelurile către guvernul liberal se izbesc de un zid, n-am înțeles să întârziem acest obiectiv, pentru că acest obiectiv, orice zi care o pierzi, s-ar putea să te joci cu viața unui om. Și urmează o lună foarte interesantă în care vor mai fi evenimente importante în județul Bacău, evenimente administrative, inclusiv la Spitalul Județean de Urgență. Vom vorbi de dotări și investiții pe fonduri europene, așa că cei care mai vorbesc despre sănătate cu afaceri în sănătate, ca domnul Paller, trebuie să se gândească foarte serios ce își dorește. Pentru că vom trasa foarte bine linia dintre noi și ei, cei care au afaceri în sănătate și cei care decid politic și acordă susținere și asigură finanțare pentru obiective care sunt în interes public, așa cum este cel de astăzi, care începe și sunt convins că peste un an va fi finalizat și nu știm cine îl va inaugura, dar știm sigur cine l-a pornit. Și asta nu poate nimeni nega și tocmai de aceea, că e campanie, că nu e campanie, vom inaugura tot ce e de inaugurat la timpul lor. Nu stăm suspendați în perioada de campanie și precampanie. Iar cine ne critică pe noi când ne-am găsit acum să inaugurăm asemenea investiții, să observe totuși că Bacău, municipiul Bacău a fost împânzit cu fel de fel și s-au cheltuit sume uriașe din bani publici până la urmă, pentru că să știți că aceste panouri și cu primarul Bacăului și cu președintele PNL-ului și de la USR sunt din bani publici, din banii de la subvenții de la partide. PSD-ul și candidații PSD au înțeles ca totuși în precampanie să se ocupe de proiectele administrative și să nu cheltuie bani pe afișajul electoral, pentru că noi cred că am demonstrat ce aveam de demonstrat în 4 ani. Ne prezentăm la această campanie electorală care nu și-are, din punctul meu de vedere, rostul acum, în condițiile în care România practic a depășit și China la număr de cazuri infectate și raportat la populație, noi totuși facem alegeri. Se întrerup evenimente, se reprogramează evenimente importante, toți au măsuri, numai România, Orban și guvernul lui vor alegeri. Ne prezentăm la alegeri, dar n-am cheltuit bani publici ca să ne afișăm și să afle băcăoanii cine a stat 16 ani în Parlament, cum arată o șopârlă la politicii băcăoane care a stat 16 ani în Parlament pe sub scaune și n-a făcut nimic pentru băcăoani. Iată că pe bani publici a reușit să-și etaleze imaginea foarte bine, îl așteaptă o lună interesantă și pe dânsul și pe cei care îl sfătuiesc pe zona sănătății. Nici o întrebare.